căutați un apartament cu adevărat sigur și confortabil direct de la dezvoltator. Alege un ansamblu rezidențial construit de Inamstro și bucură-te de amplasare avantajoasă, arhitectură originală, dotări de ultimă generație și finisaje premium. Din anul 2006, Inamstro a construit peste 17 proiecte sigure și ambițioase în 4 țări ale lumii, iar 25 de proiecte de excepție sunt în derulare. Află detalii despre proiectele în dezvoltare pe site-ul inamstro.md. Inamstro. Stil prin calitate. Cine este azi Kirill Lucinski? Nu eram pregătit să trăiesc în junglă. Eu cred că Kirill Lucinski este om liber. Mă deranja întotdeauna că noi suntem foarte complexați ca națiune. Când o să moară, o să se gândească la tine. Probabil tu vei fi bărbatul la care ea se va gândi atunci. Ana a fost, este și va rămâne ca o femeie, poate cea mai importantă în viața mea. Și există un moment în viața ta din care lucrurile au luat o raznă? Chiar la porțile mănăstirii am fost reținut. Tu mori conștient. Și tu înțelegi că tu mori. S-a născut într-o familie în care totul era bine, cu un tată viitor, președinte de țară și o mamă care pur și simplu l-a adorat. Nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției, dar a fost. Kirill Lucinski este un răsfățat al destinului, dar totuși foarte modest și de o cumsecădenie absolut rarisimă. Și poate tocmai de asta surprizele vieții l-au găsit nepregătit să le înfrunte. Un dialog despre viață, despre partea ei frumoasă și cea plină de umbre. Nume: Kirill Lucinski. Vârstă: 50 de ani. Născut la 14 noiembrie 1970 în Chișinău. Studii: a absolvit Institutul de Cultură Fizică de Stat din Moscova. A studiat la Academia Diplomatică din Moscova, la specialitatea Relații Economice Internaționale. Carieră: politician, om de afaceri, fondatorul TV7 și New Media Platform. Familie: a fost căsătorit cu Ana Lucinski timp de 19 ani. Au împreună 4 copii: Petru, Alexandra, Egor și Pavel. Este mezinul familiei lui Petru Lucinski, fostul președinte al Republicii Moldova. Crede că în viață contează echilibrul. Se consideră un om liber. Știe că asta nu o să placă tuturor, dar recent a înțeles că este și fericit. Vreau să știu, să-mi spui dacă ești conștient că viața unui copil de președinte este poate de multe ori mai interesantă și mai curioasă decât viața președinților și ex-președinților de stat în general. Te-ai gândit vreodată la asta? Am gândit la asta de mai multe ori, fiindcă a fost o întrebare de modă întotdeauna. Cum te simți în calitate de fiul președintelui? Dar cred că deosebirea mea de alți copii ai președinților, că eu toată viața, practic, am fost fiul unui demnitar de stat. De ce asta am trecut, eu cred că, cu tatăl meu împreună cariera lui, pentru că întotdeauna am fost, familia a fost alături de dânsul, l-a susținut în toate. Și cred că perioada, ultima perioadă când am fost președinte, perioada asta a fost doar de 4 ani, din 40 de ani în care el a fost mai mult de 40 de ani de șef, de demnitar de stat. A fost una nouă, fiindcă deja el a activat în noi condiții, condițiile unui stat independent. Și pentru mine la fel, a fost ceva nou, ceva responsabil, mai mult responsabil, cred că. Ai simțit vreodată un exces de atenție pentru tine, pentru persoana ta, sau a fost plăcut chiar? Eu nu știu, mi-mi pare că eu am fost vaccinat încă din copilărie, că în primul rând nu îmi plăcea niciodată atenție, prea mare atenție. Eu țin minte, dimineața întârziam la școală, nu de fiecare dată, uneori se întâmpla acest lucru și tata avea mașină, Volga, neagră,
Și eu ieșeam acasă, trebuia să ies la școală undeva la 8, maximum 10 minute ca să reușesc la timp la școală. La școală nu era departe de casă. Dar uneori întârziam, adică cu 5 minute și exact la 8 și 15 minute în fiecare dimineață ieșea tata. Și el zice că hai să te aduc la școală. Și l-am rugat foarte mult ca să mă ca să oprească mașină cu, nu știu, cu jumătate de kilometru, cred că, de la școală, pentru că nu vroiam ca să vadă cineva din colegi că eu vin cu o mașină. Școala în Chișinău sau școala la Moscova? Nu, la Moscova. Tu te-ai născut în Chișinău. Eu m-am născut la Chișinău, dar la vârsta de 7 ani am plecat. Prima clasă întâi, eu m-am dus la școală, de Moscova. De ce nu vroiai ca colegii tăi să vadă că tu vii cu Volga și că tatăl tău este cineva? Colegii tăi nu erau la fel ca tine? Nu. Nu era într-o școală nu de aleși? Nu a fost școală de elită. Noi trăiam într-un raion, într-un sector care a fost populat mai mult de oameni din cinematografie, din literatură, de artă. Și au fost diferiți oameni, diferiți copii acolo. Mai puțin erau de cineva care au lucrat, de exemplu, în structurile Partidului Comunist de atunci. Asta a fost, eu cred că, așa o cutumă în societate. Modestia cred că te-a caracterizat, bine, nu te cunosc când aveai 7 ani și nici 20, dar de când te știu, te-ai remarcat tot timpul printr-o modestie și un bun simț de invidiat sau de inspirat pentru foarte mulți alții. Da, mersi. Nu, asta a fost natural pentru mine. E o chestie naturală. Într-adevăr, eu niciodată nu îmi plăcea ce se spunea atunci de la Taia Maladioș. Nu făceam parte din ea. Nu mi era interesant să fiu parte a acestui grup de oameni, de tineri. Și întotdeauna îmi căutam ceva mai simplu, mai de rând. Spune-mi, te rog, de ce părinții te-au numit Kiril? Și dacă acest nume a avut un impact cumva asupra caracterului tău, dacă ai studiat vreodată? Bunelul meu este Kiril. Kiril Vasile. În cinstea lui a fost numit și eu. Mama aștepta o fetiță. Și mama îmi povestea când deja în sală de naștere doctorul îi spune că acușorul îi spune că băițel și ea mai n-a căzut. Deci ea nu s-a așteptat absolut deloc. Eu nu s-a așteptat, bine, pe atunci nu am avut ultrasun, alte mijloace, da? De identificare cine este. Nu, deci ea totuși a investit foarte mult în mine și eu simt această energie feminină în mine. Eu cred că asta de la mamă vine. Și pentru mine, mama a fost întotdeauna o parte din mine. Adică, nu știu, este o legătură foarte strânsă. Și mama, eu cred că se bucura foarte mult că, în ciuda faptului totuși că s-a născut un băiat, dar a fost un ajutor pentru ea. Presupun că atunci când a plecat mama ta, ai suferit enorm. Mama n-a plecat brusc, era bolnavă și pleca treptat din lumea noastră. Cât a stat la pat? Aproape 5 ani. Tata și zi și noapte au fost alături de ea. Pentru mine, ceea ce a făcut tata cu mama în ultimii ani este un eroism, e adevărat. El toată viața și-a dedicat-o, deci, mamei în perioada respectivă, ca și o recompensă, cred că, de anii care era mai mult ocupat și... Plecarea mamei pentru mine a fost un sfârșit așteptat. Nu știam că asta o să fie.
Era un supliciu și pentru ea, probabil, acea existență. Probabil. Ea suferea foarte mult, fiindcă, eu nu știu dacă lumea înțelege, dar o să mai repet pentru cei care nu știu și nu s-au confruntat cu această problemă. Cancerul, el are așa o calitate că tu mori conștient și tu înțelegi că tu mori, dar el de fiecare dată îți ia niște calități fizice. Și tu, de exemplu, auzi, dar nu poți răspunde. Tu vrei să mănânci, dar nu poți mânca. Fiindcă funcționalitatea organismului ca un buton, știi, la pupitru, apasă și se deconectează, se deconectează, se deconectează și suferința nu mai crește de asta. Și tu vezi cum omul suferă și tu n-ai cum să-l ajuți. Și cu atât mai mult dacă e vorba despre mama, pentru mine a fost foarte dureros să o văd așa cum nu o vedeam. De aceea și spun că tata era atât de aproape de mama întotdeauna și eu țin minte foarte bine momentul când m-a sunat, a fost undeva la ora 9 seara. Și plângând, Soria. Era anul 2005. Da, asta a fost 2005. În familia Lucinski, copiii au fost educați în special de mama lor, Antonina. Petru Lucinski era mereu ocupat cu treburi de stat. Totuși, o zi de weekend o petrecea în familie. Frecventau teatrele, expozițiile, sălile de concerte. Mama a avut ziua ei, ziua de naștere, pe 13 septembrie, pe 16 ea a plecat. Ultima ta discuție cu ea, în care era, în care putea să-ți vorbească ceva, ți-amintești despre ce a fost? Ce te-a rugat, poate? Nu m-a rugat. Și-a durit foarte mult o liniște după mandatul ăsta de președinte. Și iată, pentru dânsul, eu cred că asta a fost cea mai mare suferință, că n-a putut, mai ales înduce fiicii, să dedice cea mai mare atenție. Nu s-a realizat visul ei ca să aibă o fetiță acasă, adică să fie mama, să fie bunica ei. Eu țin minte în perioada în care ea înțelegea că deja gata. Ea pleacă, ea a început să-i dăruiască pălăriile ei, tot felul de genduțe și așa mai departe. Alexandra e și seamănă mamei tale, dacă nu mă înșel. Sau? Alexandra, da, ea s-a născut cu o zi înainte, mai înainte de nașterea, zilei de naștere a mamei. Deci pe 15, pe 13. Mama pe 13 septembrie, dar sânduță pe 12 septembrie. Foarte frumos. Cine era mai dur în familia voastră, mama sau tata, cu voi, cu copiii? Sau mai sever, nu, cuvântul dur cred că nu este potrivit. Niciunul. Eu am fost bine crescut într-o învilit chiar în dragostea asta de cuplu. Nu știu, eu n-am avut... ultimul timp citesc foarte mult și văd cum unii spun că de obicei copiii au reproșuri față de părinți. Și nu contează, ele sunt mari, mici, nu contează. Eu chiar n-am ce să le reproșez. Mai ales dacă vorbesc despre perioada asta până la adolescență, da. După adolescență, cred că eu am fost crescut în atmosferă, într-o seră, cred că. Vă reformulez să spun, eu nu eram pregătit să trăiesc în junglă. Și când am nimerit în junglă, sigur că am fost absolut dizarmat, gol. Vulnerabil tare. Nu funcționau mecanismele interioare de autoapărare. Da, deși eu am fost sportiv, eu înțelegeam foarte bine ce înseamnă luptă, competiții și așa mai departe, dar până la urmă, oricum, viața e mult mai bună. În a doua jumătate a anilor 80, familia Lucinski s-a mutat în Tajikistan. Aici, Kiril a fost remarcat de antrenorul Sokolovski, care l-a convins să facă basket.
Kiril a ajuns departe. Maestru în sport, a jucat în Spartak Moscova, în Superliga. Un an a jucat pentru echipa Danemarcei chiar. Mai frumos nici nu se putea. Fratele tău a făcut actorie, regie, Sergio? Actorie, da. Și tu ai făcut prima ta facultate, să zic, este una sportivă. Da. Ai făcut basket de performanță. Da, eu am făcut basket de performanță. Bun, eu am jucat numai în Federația Rusă. Așa. Eu am început cu basketul prea târziu. Adică aveam vârstă de 15 ani și așa am avut norocul ca această probă sportivă să fac cunoștință cu ea la Dushanbe, okay, în Tadjikistan. Când tata avea acolo un post, tata când, se pare. Da, a fost transferat ca al doilea secretar al Comitetului Central, Comitetul Central al Partidului Comunist de Uniunea Sovietică. Și eu tot am plecat cu ei, având vârstă de 15 ani. Și eu deja aveam o înălțime destul de mare în raport cu colegii mei și eu întotdeauna mă ocupam de sport. Cât, ce înălțime aveai la 15 ani? Acum știu că ai 2 metri și... 2 metri exact. La acel moment 191 okay, centimetri, ceva, 1,91 m. Ce mai crescut puțin după. Un pic, da. Și eu când am ajuns, eu credeam că o să fiu cel mai înalt, Tajikistan, ce fel de basket acolo poate fi. Și am greșit, fiindcă, într-adevăr, în Tajikistan a fost o echipă foarte puternică, care a fost, antrenorul nostru a fost Sokolovski Boris Ilici. El, la ultima olimpiadă, mi pare că a fost antrenorul principal la selecționată Rusiei de feminină, selecționată feminină de basket. Și datorită lui m-am îndrăgostit în această probă sportivă, în basket. Și pe urmă, într-un an, eu cred că s-a răsturnat tot în viața mea, Sokolovski a plecat din Tajikistan la Donetsk. Și eu am hotărât să plec, adică să mă întorc la Moscova. Mama a zis că ea nu mă va ajuta cu nimic, adică dacă vreau eu, asta clasa 10, asta ultima clasă, așa, dacă eu vreau, înseamnă că eu trebuie să mă aranjez toate lucrurile singur. Eu imediat am plecat și am revenit acasă peste 4-5 ore și i-am zis mamei că gata, eu rămân aici pentru că tu mi-ai promis, dar eu deja am și școală, și școală sportivă, și echipa, și tot m-au primit. Și iată, peste foarte repede m-am aranjat și mama, cum s-a ținut de cuvânt, și a doua zi, taman asta a fost cu o zi înainte de plecare la Dushanbe, ea a plecat singură. Și mi-a trimis înapoi numai toate documentele din școală ca să eu să le transmit mai departe la școala mea, da, nouă. Și ai stat singur în Moscova? Eu am stat singur, dar nu... Chiar singur? Nu, chiar nu eram singur, fiindcă cu fratele meu... Aha. Eu nu știu dacă cineva știe, dar ficiorul Sofie Rotaru și noi suntem foarte buni prieteni. Așa. Și iată, noi împreună am fost pentru că el a învățat la Institutul Universitatea de, eu nu știu cum acum ea se numește, dar atunci care de, cu automobile se ocupa de industria asta. Ea era alături de casa noastră. Așa. Și reșind de faptul că noi eram prieteni și știam și ne cunoșteam, el a stat tot cu noi. Cu voi. Deci trei băieți. Noi trei băieți. Ce viață ați avut de invidiat și frumoasă. Clasa, și clasa 10, da. Ai făcut basket și în Danemarca sau ce? Da. Eu am plecat, eu pe un an am plecat și am stat în Danemarca. În Danemarca m-a marcat foarte mult. Sincer să spun că m-a marcat atât de mult că eu și până acum încep în viața mea să implementez viața daneză.
desigur. E o filozofie aparte asupra fericirii, absolut, probabil. Și nu doar asupra fericirii, asupra lucrurilor de rutină. Eu am plecat când încă era Uniunea Sovietică. Și când am venit într-o societate absolut necunoscută pentru mine, social-democrată 100%, eu m-am mirat cum trăiesc oamenii. Ce acolo an era asta, Kiril? Asta a fost 1990. 90. Până la 1991. Uh-huh. Și am plecat și am jucat basket acolo într-o echipă. Am studiat limba daneză. Mai ții minte ceva? Chiar vorbim. Mai ții minte cuvinte în daneză? Da, sigur. Da. Tot, e foarte greu. Bună ziua, cum ar fi? Bine, dacă salut, daus. Da, ok. Voden gode. Ce faci? Mm-hmm. Digo fint. Fac bine. Eu am terminat basketul, din păcate, prea devreme. Ai venit prea târziu și prea devreme ai plecat. Prea devreme. De ce? Fiindcă noi atunci am creat împreună cu Nicolae Ozerov, un comentator sportiv vestit, am fondat clubul sportiv Spartak Moscova pe basket. Uh-huh. Și el a fost copreședinte al clubului. Pe de altă parte, copreședinte al clubului era Iosif Kobzon. Și iată, noi ne-am pornit, am făcut un lucru foarte bun. Primii care am adus pe fete de cheerleaders, este, care dansează în pauze, a fost anume echipa noastră. Da, și a fost foarte interesant. Eu regret, apropo, că eu singur așa m-am oprit. Trebuia totuși să mai rămân acolo, fiindcă eu n-am ajuns la piscul, da, carierei. La apogeu. Și eu am... pentru că era vorba că să mă invite și în selecționatul Rusiei și am fost și candidat, am plecat într-o selecționată Rusiei, am avut o tură așa prin Statele Unite și adică mă simțeam bine, mă simțeam bine anume în... Era în lumea ta. Asta e lumea mea, competiții întotdeauna trebuie să susții, adică statutul tău, trebuie să crești. Adică aveam foarte bune perspective. Dar, din păcate, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și m-am oprit. După aia, eu am înțeles că mai departe nu pot să stai în permanență numai în domeniul ăsta sportiv, pentru că am avut întotdeauna mai, așa știi cum, minte mai analitică, adică nu doar pentru un domeniu. Atât din gust. Mhm. Și am avut discuție cu tata. Tata mi-a spus că există o cotă pentru Academie Diplomatică. Și eu am intrat în Academie Diplomatică, am învățat 2 ani acolo. Cu comitet am lucrat la ambasada noastră din Moscova. Și apoi am avut o ofertă, adică deodată să plec undeva într-o ambasadă să lucrez. Eu am refuzat. Am zis că eu nu pot reprezenta un stat unde n-am trăit mai mult de 20 de ani și nici nu am închipuire ce fel de stat. La sfârșitul anilor 80 a revenit în Moldova. După Moscova și viața de acolo, Chișinăul era trist, sumbru și plictisitor. Revenirea la Chișinău a dat startul unei pagini noi, mai puțin colorate pentru Kiril Lucinski. Kiril, la Chișinău ai avut, să zic că ai fost răsfățat și pe partea de joburi, da? Agenția, mai întâi Ministerul de Externe, Agenția pentru Investiții, după asta, nu știu, ai fost la Ministerul... După asta eu am plecat. Ai plecat? Da, eu singur am plecat. Ai tata revenit? Încă era președinte și așa. Eu am plecat în sector privat. Uh-huh. Ai construit televiziunea? Da, eu am construit televiziunea. Și după asta, după asta în 2000, tocmai în 2010 am devenit deputat. Dar experiența ta în sectorul privat, cea despre care vorbești cu plăcere, vorbim de televiziune la moment. Eu pot să spun că toate trei televiziuni au avut succes.
absolut toate. Și iată, din cauza acestor trei televiziuni și am avut neplăceri. Și eu mă mândresc cu asta, de fapt, cu partea asta bună a monedei, care îmi spune că totuși ceea ce am reușit să realizez a fost un lucru vizibil, un lucru cu influență. Eu nu mă tem și nimeni nu-mi poate reproșa că eu cumva am folosit televiziune în interesul propriu, în politică, în genere, nici unul. Eu am avut mari neplăceri pe interiorul partidului liberal din care am făcut parte eu, atunci când TV7 a început să critique pe prim-ministru de atunci, Vlad Filat, uneori pe unii reprezentanți a partidului. Și am avut și chiar discuții pe interior. Eu am zis că eu nu pot să influențez politica editorială. Poftim, dacă aveți ceva de spus, TV7 întotdeauna este la dispoziția dumneavoastră. Dispus. Dar nu poți să scoți ceea ce nu îți place. Asta nu este corect. Pe de altă parte, sigur că noi încercam ca jurnalistica de la TV7 să fie una corectă și să fie prezentată și opinia contrară. În 2005 noi am prezentat toate documentele cu ștampilă umedă și așa mai departe, că noi suntem reprezentanții Primul Canal din Moscova și atunci s-au falsificat toate documentele pe interior. Erau și faxuri, și, adică încă niște mijloace tehnice vechi. De la, cum se numește, Mold Press, venea un document falsificat în adresa Ministerului Telecomunicații, care, la indicația personală a domnului Voronin, deci a fost luată pentru examinare. Domnul Mihailo, Dumnezeu să-l ierte, președintele Consiliului Coordonator Audiovizual de atunci, el nici n-a ascuns chestia asta. El în timpul ședinței a spus că el a fost dimineața telefonat de Voronin și a spus că ia seama ce decizii trebuie să luați. Deci lucrurile astea au fost controlate și pornite de președinție de atunci. Asta primul caz. După asta mi-a propus că îți dai seama, tu ai acoperire națională și îți dau numai o singură frecvență pe Chișinău. Și iată, din singura frecvență de Chișinău, eu în timp de 2 ani am de la zero, în condițiile de opoziție, deci am creat un holding mediatic, care au avut deja două posturi de televiziune și un cell house și noi dețineam undeva 15-20% din piață publicitară. Repet, am făcut asta de la zero, fără susținere cuiva de aici, dar cu echipa noastră de atunci. Și apoi deja e istoria mai nouă, deci cum s-a născut TV8. De fapt, asta s-a întâmplat în discuția noastră cu Natasha, cu Natalia, în 2016. Asta a fost primăvară, dacă nu mă înșel. Și atunci am început să medităm ce facem noi, cum putem să... Salvați. Nu, doar, nu e vorba de, nu era vorba despre salvare. Era vorba despre avansare mai mult, de dezvoltare. Și atunci au spus... A apărut ideea de un post de televiziune care să fie unul independent de orice politician, chiar dacă nu mă implic eu în politica editorială, dar oricum să fie finanțat pe banii unor donatori, adică, da, adică, și din punctul ăsta de vedere să fie independent. Bine, mai departe niște detalii nu vreau să intru, dar am hotărât că eu am să cedez și 25%, doar o să rămână la mine, 75%. Practic, toată televiziunea cu toată infrastructura, adică trebuia să treacă în gestiunea unei asociații de jurnaliști. Uh-huh. Însă,
pe neașteptate am fost reținut, ulterior arestat și deja a fost aplicat o lovitură destul de puternică și eu deja din arest... Nu mai puteai să... Din arest m-a solicitat, m-au rugat jurnaliștii ca eu să cedez 100% și eu am făcut acest lucru. Acum TV8 este un post de televiziune care 100%. Eu n-am nicio treabă cu ei, adică foarte, primesc foarte multe astfel de întrebări, eu n-am nicio treabă cu TV8, este gestionat de o asociație jurnalistică. De ceea ce eu am hotărât și ceea ce am început eu este cu totul altceva și eu am înțeles că era televiziunii pentru mine s-a încheiat și eu m-am lansat în domeniul online. Aici, eu când am început cu echipa noastră, s-a născut ideea asta, nimeni nu m-a crezut. A zis că nu, știi, trece noaptea, da. Ai noptat, dimineața te-ai trezit. Ți-a trecut. Ai înțeles că da, că pur și simplu ai visat și gata. Nu, a doua zi și a treia zi ne-am apucat de lucru și iată, astăzi încă nu este finisat, de, bine, finalizăm de grabă acest lucru, dar am pregătit un RIR studio, nu știu, mi-mi pare că este al doilea. În Chișinău? Studioul, da, și, dar unicul care este public, da, de calitatea asta despre care vorbesc eu. Sincer, am regretat că am investit atât în alte locuri acolo, alte fonduri, fiindcă trebuia din start, start să facă acest lucru, fiindcă viitorul, sigur, că aparține șerierului, graficii, în genie de designului digital. Și visul meu, bineînțeles, să acoperim partea aia, deci să facem o zonă de RIR. New Media Platform va produce propriile produse sau va fi o platformă deschisă pentru tot felul de idei da, venite din afară? Noi începem și rămânem deschiși pentru orice fel de idei. Și suntem gata și să venim cu coproducție și suntem gata și pur și simplu să oferim terenul pentru producția altora. Însă, sigur că noi suntem tare creativi și avem în plan și producția noastră. Copiii oamenilor celebre sau oamenilor cu o viață mai evidentă, mai publică, evită să fie publici sau nu le place să fie în lumina reflectoarelor? Eu cred că ei au fost și ei sunt marcați tare profund de această atenție nesănătoasă, deseori, față de tine. Fiindcă oamenii nu înțeleg unde se termină interesul public sau viața publică și viața privată. Sau... Să zicem limita. Așa, da. Între viața care poate fi deschisă și publică și acea viață care tu nu vrei să o arăți sau cel puțin tu te simți confortabil. De disconfort. Da. Două femei au marcat viața. Una, Ana, care i-a dus pe lume 4 copii, și alta, Natalia Morari, împotriva căreia s-au răzvrătit parcă toate. Și circumstanțele, și evenimentele, și timpul. Două iubiri trăite în decenii diferite, dar cărora Kiril le poartă în primul rând respectul și admirația. Ai revenit la Chișinău căsătorit? Cum ai cunoscut-o pe Ana? Unde ai cunoscut-o pe Ana? Eu am cunoscut-o tot la Universitatea de Sport. Ea fiind sportivă gimnastă, da, artistică și noi ne-am făcut cunoștință și iată, asta eu am, din prima vedere, eu am observat-o, ea a fost, pe acele timpuri, îți dai seama, era și iarnă, ea era niște blugi albi. Asta era ceva. Așa. Mi-a zdrobit imaginea pentru ceva asta. Dragostea într-un cuplu, în ani, după 20 de ani, după 25 de ani de viață. Unicul lucru care vreau să spun, că eu, pentru mine, Ana a fost, este și va rămâne ca o femeie, poate cea mai importantă în viața mea. Pentru că
Eu nu știu dacă eu aș fi putut să am alte femei care, cu care am putea să am 4 copii. Deci că asta e, sigur că e un cadou. E un cadou. Și de la Dumnezeu, nou, împreună. Și eu cred că cu timpul înțelegi că este asta, apropo. Din păcate. Viteza vieții este atât de mare. Și nici n-ai când să te oprești să te aduni și să înțelegi încotro pășești de ce faci acest lucru. Pe urmă, minte vine mult mai târziu. Și acum 2 ani, cred că am făcut un interviu cu Natalia pentru Red și ea mi-a zis că nu am vorbit foarte mult despre tine, nu știu dacă ai văzut acel interviu, dar mi-a zis că când, într-un viitor foarte îndepărtat, când o să moară, o să se gândească la tine. Probabil tu vei fi bărbatul la care ea se va gândi atunci. La fel, nu vreau să vorbesc mult, pentru că vreau să repet că nu vreau să bărfesc despre ceea ce mi este face parte din viața privată. Nu cu lucru vreau să spun că ca și la mulți oameni care încercau să investească într-o viață comună, nu ne s-a reușit acest lucru. Dar în continuare o admir, o respect. Da, am avut relații mai mulți ani. Aceste relații, din partea mea, cel puțin, cred că e corect ar fi dacă o să vorbesc despre mine, au fost bazate pe niște sentimente foarte profunde de dragoste. Într-adevăr, Natalia este o persoană foarte deosebită. La moment, noi nu comunicăm, asta este decizia ei, eu respect această decizie și eu tare vreau ca ea să fie fericită. Tare îi doresc ca să reușească tot ce a planificat în viața ei. Să știi că din partea mea, dacă o să mai trebuie să vin cu un ajutor, cu susținere, o să aibă, fără jenă, că spun acest lucru. Și la moment eu cred că atât. Adică, a cerut-o vreodată pe Natalia în căsătorie? Da. Suspectată de implicare în furtul miliardului în mai 2017, Kiril Lucinski a fost reținut de procurorii anticorupție în timp ce ieșea de la o slujbă dintr-o mănăstire. Această situație i-a schimbat radical viața. Lucrurile clare până în acel moment au intrat într-o fază a semnelor de întrebare, schimbând categoric cursul evenimentelor din viața lui. Povestește-mi despre această zi în care a venit pedeapsa. Se pare că erai la biserică atunci? Eu am fost exact 4 ani, 4 ani în urmă. 2017. M-am dus la slujbă, la liturghie dedicată sărbătorii de înălțarea Domnului. Spasul era, da? Spasul. Da. Presimțeam. Presimțeai sau aveai chiar informații? Sau și una și alta? Și una și alta, bine, nu te lăsau așa. Deci eu am creat o viață nebună în jurul meu, fiindcă o dată în săptămână cineva mă suna din prieteni, din cunoscuți, care mă vedea și îmi spunea că fii atent, acolo este dosar. Eu habar nu aveam despre asta. În momentul în care am fost arestat, niște cunoscuți de-a mei au încercat să afle și când au început să vină cu întrebări, imediat despre asta au fost
informat ștabul. Nu vrei să dai nume? Nu, pur și simplu au spus că de la GBC imediat au fost contactat și persoana care a încercat să afle a spus că ocupă-te de treburile tale și nu te băga acolo unde nu trebuie. Respectiv ziceai că în ziua aia aveai niște simțiri, așa? Da, eu am ieșit dimineața, m-am dus la mănăstire după ce am ieșit și chiar la porțile mănăstirii am fost reținut. Ce simte un om și mai ales un om atât de sensibil ca tine când ajunge într-un izolator de detenție, fie detenție preventivă? Ai stat 3 zile acolo, dar nu știai cât va fi, puteau să fie 3 da, ani, sigur, da. Puteau să fie 30 de ani, da? Ce te gândești atunci? Ce îți trece prin mintea ta? Ce simți? Cât de speriat erai. Eu n-am povestit la nimeni, dar prima noapte a mea, eu am petrecut-o împreună cu într-o celulă, cu Grigori Gachkevici și cu Dorin Chirtoacă. Deci el a fost arestat în aceeași zi. Dorin sau Grigore? Dorin. Grigore Gachkevici fiind fostul președinte al BM. Grigori acolo era deja, nu știu, era mai de mult Al-Kasi. Timp, adică filmam și ceva. Așa. Și noi am fost cazați la dânsul. Și cum a fost această primă noapte? Și au fost, sigur, noi am fost foarte îngândurați, adică cu Dorin, pentru că înțelegeam foarte bine ce se întâmplă. Dar Gachkevici, Grigori, bine, ne-a primit bine, avea acolo niște de mâncare, nu știu ce și mai departe. Păi așa e. Ok. Și pe urmă el așa se bucura de el, zice că păi, poate eu poate nu la rămâneți. Timp, poate nu la timp, dar să vă spun că tare mă bucur să vă văd. Uf, Doamne, acum sigur că prin râs îți aduce aminte chestia asta, dar asta a fost pentru mine un șoc și eu sigur că eram tare încrezut și pe urmă s-a adeverit o parte din suspiciunile mele, dar că dosarul ăsta e falsificat și făcut așa, știi, că în special ca să fiu învinuit. Și a urmat 11 luni de arest la domiciliu. 11 luni de arest la domiciliu. Deci promiteau că gata, iată, asta pentru ultima dată noi venim aici cu prelungirea arestului mm-hmm. și de fiecare dată prelungeau, fiindcă am fost prelucrat și psihologic, în mod psihologic. Eu am înțeles că viața este frumoasă dacă tu o vezi și viața trece și poate fi frumoasă dacă tu devii o optică pentru această viață. Dacă tu întotdeauna ești pus omorât, dacă tu vezi numai lucrurile negative, înseamnă că și viața mea și viața în general o să fie încolorată în aceleși culori. Deci, eu acum sunt mai rezervat. Adică eu la opinii, la caracteristici, eu acum trăiesc o viață cu totul altă. Eu de plină, deci de emoții pozitive. Eu înțeleg că există partea și rea a vieții. Noi în genie avem tin-yang, știi, iată, da. Simbolul ăsta. Ești mai pregătit să le trăiești pe ambele? Absolut. Cine este Kiril Lucinski? Uite, după tot acest carusel de experiențe pe care l-ai trăit, bune, rele, fericire, nefericire profundă, cine este azi Kiril Lucinski? Eu cred că Kiril Lucinski este om liber. Și eu mă bucur enorm și țin la această calitate și la această valoare. Eu întotdeauna am fost, sunt și vreau să fiu și să rămân om liber.
Dorești un apartament de lux, în centrul capitalei, cu vedere panoramică spre două parcuri simultan? Reușește să procuri o locuință premium la un preț promoțional de 1000 de euro metru pătrat în blocul locativ Constantin Stere 2. Ca să subliniez statutul, blocul are arhitectură originală și materiale de finisaj selecte. Ești în centrul cultural și financiar al orașului. Ai parcare subterană privată și curte proprie securizată. Planimetriile sunt corect concepute pentru cei care apreciază exclusivitatea și calitatea. Lucrările de construcție au început deja. Cumpără o proprietate imobiliară de lux la un preț promoțional. Solicită acum oferta de preț la numărul afișat pe ecran.